Salutare jupănilor, eu sunt Cocomin și bine v-am regăsit la un nou episod din seria noastră de Rol pe Pădumești. Ei bine jupănilor, înainte de a începe acest minunat episod, v-aș ruga în forță să apăsați butonul de subscribe, cel de like și nu în ultimul rând să lăsați un mare follow la pagina de Instagram din stânga jos, bineînțeles, pentru că dacă aveți vreo nelămurire eu o să încerc să vă ajut, așa că lăsați un mare follow și un mesaj, iar noi să trecem la episod. După cum puteți vedea jupănilor, suntem acasă și astăzi... Astăzi e ziua alegerilor la primărie. Ce să mai sunt alegerile și la primărie, și la Consiliul Local, și la Europarlamentar. Deci o grămadă de alegeri s-au pus în ziua de azi. Și cred că o să apare episodul cu o zi sau două mai târziu, dar sper să nu fie o problemă și să-l apreciați chiar acum cu un mare like. Așa că haideți acolo în forță. Și ce să mai, deja, după cum puteți vedea, este ora cât este, ce să mai. Vedeți și voi acolo. Și ce să mai, acum să mergem direct la primărie, să vedem care e treaba pe acolo. O să vă zic sincer, alegerile, bineînțeles, se țin toată ziua până la ora 12 noaptea, până când se termină ziua, bineînțeles. Și ce să mai, haideți să mergem direct la... Să mergem direct acolo la primărie, să vedem care e treaba. Ne stuim și noi în mașina noastră de zile, de zile de sărbătoare, să-i zicem așa. Și să-i băgăm în... Să-i băgăm în viteză că nu se mai poate. Trebuie să vedem și noi care treaba pe acolo pe la primărie. Câți oameni s-au adunat și na, să vedem. Să vedem care e treaba, chiar în serios că na. După cum știți, sunt trei candidați la primărie, bineînțeles eu, fostul primar care a fost, bineînțeles că na, acum candidează din nou, și un nene pădurar de pe aici de prin zonă, bineînțeles. Și o să vedem, să vedem dacă sunt acolo ceilalți candidați sau nu. Sperăm să găsim acolo sau în primărie, să vedem pe unde sunt ei. Și na, ce să mai, jupănilor, astăzi a venit ziua alegerilor la primărie și ce să mai, acum să vedem pe cine o să aleagă, bineînțeles, poporul, pe cine o să aleagă satul, comuna, toată comuna Dumești ca primar, ca viitor primar al comunei. Na, vom vedea. Să vedem și noi care-i treaba, ce să mai. Acum sper că o să iasă multă lume la vot, așa că, na, ce să mai, acum să vedem unde parcăm și noi benvenarul nostru, pe unde îl parcăm, pe aici, prin zonă, pe undeva, ia să vedem. Ia uite câte mașini au venit, mamă, uite și microbuzul. Au venit o grămadă de mașini, ești nebun, fii atent câte mașini au venit. Ia să par, uite că am găsit aici un loc de parcare, stați așa că o să-i dăm cu marșalierul. Ia să vedem noi. Dăm cu marșalierul ca să ne putem încadra mai bine, ia să băgăm și pe avarii. Că și tancul ăsta de mașină trebuie să aibă un pic de spațiu într-o parcare. N-am cum să-l las oriunde. Hai încă un pic, tata, hai încă un pic și... Atâta, ce să mai... Hai să oprim avariile, oprim și motorul și să ne dăm și noi jos, nu? Hai, am oprit motorul, hai că l-am oprit. Închidem și noi ușa și ce să mai, uite că era pornită dubița asta, microbuzul. Da, sunt vreo câteva mașini, ce să mai, uitați, sunt vreo 2-3 mașini pe aici, păi alții mai sunt care au venit și pe jos, vă dați seama, din apropiere. Și da, uite că și fostul primar, uitați cu ce bolid a venit. Da, ce să mai zic, că bolidul ăsta l-a cam cumpărat atunci când a fost el primar și când nu prea a făcut nimic prin comună și a rămas, văd că cu el. Da, ce să mai comentez, nu mai zic nimica, că după aia, nu, lasă mai bine așa, că nu mai zic nimic, că și așa, multa băgată în buzunare fostul ăsta primar. Uite și nenea, pădurarul, domn pădurar care a venit, asta mașina lui știam, dusterul ăsta, și uite câta lume este aici la coadă, așteaptă la votare acolo, la secția de votare, dar nu-l văd pe fostul primar. Nea Adrian sau na, așa îl cheamă pe el. Acum să vedem, dar nu-l găsesc. Să vedem pe acolo prin curte cine o mai fi. Cine o fi? Să trăiți, domnilor, să trăiți. Uite acolo, oamenii deja s-au așezat la masă. Deja cred că știu cine o să iasă. Bănuiesc de se bucură așa înainte. Uite, au venit vreo câțiva oameni, măi, n-ai vrut să zici că nu au venit câțiva oameni. Și ce să mai, ia uitați. O grămadă de mașini au lăsat poarta asta deschisă. Și cred că doar pe aici se intre, că văd pe aia au închis-o și au făcut parcare aici la intrare, ca să nu bage, să nu mai bage mașinile înăuntru, au făcut, să trăiți, domnilor, să trăiți. Da, ce să mai, uite că sunt vreo câțiva oameni care au venit și trebuie să apară și jandarmeria,
Poliția a venit, dar nu le văd mașina, că sunt acolo în interior, vă dați seama, la secție de votare. Nu le văd mașina, ori au venit cu altă mașină, habar n-am. Între timp au mai venit echipajele de poliție, după cum puteți vedea acolo, jandarmeria frumos și cu poliția, cu mașina de poliție au venit până la urmă. Și da, ce să mai, hai să vedem dacă îi găsim pe viitorii domn primar pe aici, pe domn pădurar sau măcar pe domn Adrian, să vedem dacă sunt pe aici, nu știu pe unde să intru, acum că e blocat peste tot aici și domn polițiau au blocat, ia să vedem pe acolo, să nu, a uite mă acolo, uite pe domn, ia să intrăm un pic în vorbă cu dânsii. Să trăiți, domnule, să trăiți, da, ce ziceți, care sunt statisticele pe care le aveți deocamdată? Păi, domnule primar, actualul primar, că nu se mai știe de acum, da, eu cred că sunt sigur 90% că voi și eu. Am fost și înainte primar, eu zic că o să mă mai aleagă lumea, iarăși că, na, ce să mai. Acum fiecare cu norocul lui, vă dați seama. Da, dumneavoastră, domnule, domn pădurar, ce spuneți? Domn primar, chiar nu știu ce să zic, acum sperăm să fie treaba bună. Am tras tare în campania asta cât am putut, acum să vedem. Dacă se poate, se poate, dacă nu, eu am serviciul meu, am tot, adică, na, fiecare vă dați seama acum, da. Dar dumneavoastră, domn primar, ce ziceți? Mai nu știu, să vedem, cel mai dorit de comună, acela să câștige, nu zic nimic înainte, să nu știu niciun rezultat. Tocmai de seara, pe la vreo 12, când o se afle atunci, o să fie și na. Nici nu mă tem, nici nu-mi fac griji, deci n-am treabă. E bine, domn primar, e bine. Ce să mai zicem și noi acum? Na, să fie, vă las că, na, ce să mai. Să trăiți. Da, jupânilor, asta e treaba aia, uitați că așteaptă mult să iasă de acolo, de la secția de votare, văd că domnii. Ce să mai, acum vă dați seama, la câți oameni sunt în Dumești, eu sper să câștig din nou acum, vă dați seama, dacă nu o să câștig, aia e, ce să mai acum, nu mă mai complică. După cum știți, alți primari mai fac înainte drumuri, poduri, distrug tot, după aia iar asfaltează, canalizare exact înainte de alegeri. Eu am zis, băi, nu fac mare lucru înainte de alegeri, ca pe la aia care era începută oricum. În afară de aia, nu, am zis că nu mă complic acum înainte de alegeri, să vedem dacă oamenii vor să mă alege pe bune sau nu. Adică, până la urmă, să fim serioși. Vreau să văd dacă oamenii chiar mă aleg pe mine sau pe fostul primar, cine știe, poate nu le-a convenit ceva, cât am fost eu mandatul ăsta de 4 ani. Vom vedea care-i treaba și cum. Uite că a venit multă lume la vot. Cât am stat eu aici, chiar a fost multă lume, după cum puteți vedea. Și na, am vorbit și cu dânsii candidați, ați văzut și voi cam care e treaba. Sperăm ca până diseară să fie totul ca lumea și să vedem până de seară, nu se știe ce o să se afle, așa că na, episodul ăsta o să fie special, bineînțeles, așa că pentru alegeri, așa că lăsați acolo un mare, mare like chiar acum, să strângem 500 de like-uri la acest minunat episod, haideți în forță acolo chiar acum. Și na, eu de acum o să revin tocmai de seară, mă duc și eu înapoi că mi-e cam foame, serios de vă zic, dacă nu, uite că e și cald afară tare de tot, mă duc să mănânc și eu un pic și o să mă mai întorc cam de seară, sau mai încolo, dar nu, cel mai probabil o să mă întorc de seară, pentru că, na, până la urmă oamenii trebuie să voteze, eu o să văd rezultatele, bineînțeles, ca și ceilalți, la ora 12, când o să se afle și aia e, ce să mai acum, nu vă dați seama și voi că, na, să sperăm că tot o să fie în regulă, nu? Să sperăm că o să fie și o să se țină cu mine. Acum să vedem cum o da Dumnezeu, așa o să se întâmple, așa că, na, hai să mă dau și eu jos și să mă duc să mănânc și eu un pic. Așa că am să revin jupanilor tocmai de seară pe la vreo 12 ca să fie treaba bună. Am revenit jupanilor, după cum puteți vedea e ora deja peste 12, ce să mai, 12 ceva.
Haideți să ne urcăm în mașină și să mergem direct la primărie să vedem rezultatele, să vedem despre ce, cine a câștigat și cum, cum au fost. Hai să aprindem noi un pic farurile și să mergem direct acolo. Ia uitați, ce ziceți de LED-urile astea de la, de la mașină? Băi, arată bine, chiar arată bine, că nici n-am avut ocazia să fac vlog noaptea și n-am avut cum să le prezint, dar chiar arată mișto. Da, și să mergem direct la direct aici să vedem care e treaba la primărie, dacă au fost corecte voturile, dacă s-au furat, dacă nu, să vedem care e treaba, nu care e șmecheria. Hai să dăm niște avarii și uite că s-a păstrat locul meu. S-a păstrat locul meu aici frumos. Hai să băgăm în marșalier și să vedem despre ce e vorba. Oprim și noi frumos luminile. Tot și hai să ne dăm jos să vedem. Sunt curios tare. Care a câștigat, care a pierdut alegerile? Hai mă, tata, nu vrei? Așa, în fine, lăsăm ușa așa ca să fie treaba așa. Și hai să mergem direct la primărie să vedem acolo. A, uitați, oamenii cred că așteaptă. Să vedem. Mă duc și o să văd care sunt treburile, care a ieșit, care nu. Și revin îndată cu marea veste. Am revenit, jupânilor. Bineînțeles, cu o veste bună, bună de tot, bineînțeles, pentru mine, nu și pentru ceilalți candidați, poate. Și ce să mai, am ieșit primar, după cum v-ați și dat seama, am ieșit în sfârșit, chiar vă zic și procentajele. Eu am ieșit cu 60% din voturi, dintre voturi 60% au fost ale mele, 10... virgulă, nu știu cât au fost pentru fostul primar Adrian și restul de 30 și un pic parcă, sau nu, 20 și un pic, pardon, 20 și un pic au fost pentru domn pădurar, pentru că na. Și nu știu, foarte puțin nu au fost la vot, așa că na, ce să mai am câștigat, dezvacem noi șampania acum acolo frumos, facem o masă mare. Și ce să mai, asta a fost, atât a fost și cu episodul de astăzi. Băi, am făcut până la urmă și mandatul ăsta l-am luat. Bine, bine de tot, de acum ne apucăm iarăși cu lucrările în forță. Pam, pam, tot ce trebuie. Și na, cam atât a fost, sper că v-a plăcut episodul. Nu ezitați să lăsați acolo un mare, mare like, bineînțeles, un subscribe, să ne strângem peste 30.000 de jupâni. Pe data viitoare vă urez mai bine și noi ne vom revedea, bineînțeles, în episodul următor.